Bună! Haideți să discutăm astăzi despre centrul de greutate. Dintre toate liniile importante, mediane, mediatoare, bisectoare și înălțimi, probabil că centrul de greutate, adică intersecția medianelor, este cel mai des întâlnit în exerciții. Haideți să spunem așa, cel mai important. Trebuie să cunoaștem neapărat tot despre el. Și deci, centrul de greutate se află la intersecția medianelor, el este intersecția medianelor și ne interesează poziția lui față de vârf și de bază. Haideți să vedem, să desenăm și să vedem ce știm despre el. Avem din nou un triunghi oarecare, ABC, duc medianele, mijloc, voi le duceți acasă cu rigla mai drepte, eu aici pentru viteză le duc din mână. Deci aici să spunem că este M, aici N și acum o duc pe a treia ca să treacă prin intersecția lor. Doamne, fac strâmbele, am dus, dar faceți-le voi acasă mai drepte, vă rog. M, N și P. Ei bine, acesta este G, centrul de greutate. Centrul de greutate al triunghiului. Și ne interesează unde se află el ca poziție vis-a-vis de vârfuri și de bază. El se află la două treimi de vârf și o treime de bază. Cu alte cuvinte, dacă mă uit la M, aici am o bucată și aici am două egale. Desenul meu nu prea ar fi chiar egale, dar să zicem. Apoi, desigur, el se află tot așa la o treime de oricare dintre laturi, da, de bază. Baza o pot considera oricare din laturi, depinde de cum mă uit la triunghi. Și două treimi de vârf, deci o treime de bază, două treimi de vârf. Astea sunt egale între ele în desenul meu. Și o treime de bază, două treimi de vârf. Deci el se află la 2 pe 3 de bază, de două treimi de vârf și o treime de bază. 2 pe 3 de vârf și 1 pe 3 de bază.